Am un prieten, Constantin Constantinis, român, ai cărui bunici au venit în România pe vremea lui Mavro Cordant, care locuiește acum în Madagascar și care este directorul Muzeului Oului din Antananarive. L-am rugat să ne împrumute un ou, el a sosit acum câteva zile în portul Media, adus de flota americană în baza acordului bilateral de reciprocitate. Este un ou găsit într-o grotă în Botswana, un ou miraculos și binefăcător, care pare să existe, după cum spun specialiștii, înainte de facerea lumii și începutul anilor. De fapt, istoria lui e scrisă chiar pe acest ou de către acest prieten al meu de care pomeneam și care l-a și intitulat Oul lui Horatiu. Puteți să vă jucați cu el, puteți să desenați pe el, puteți să vă iscăliți pe el, avem acordul proprietarului. Important ar fi să nu-l spargeți. Ar mai fi o problemă dacă e ceva adevărat din tot ce v-am spus. Aici ar trebui să vă mint. Absolut totul este adevărat. Vă dau cuvântul meu de onoare. Mă numesc Horatiu Malaiele și fac parte din proiectul Grivita 53.